A fost ultima din Institutul de Istorie a Artei care a primit și a fost acceptată din partea autorităților române o bursă AIREX. Era o bursă de cercetare oferită de Statele Unite ale Americii. Trebuia să plec în ianuarie, în 20 decembrie. Un funcționar de la Ministerul Învățământului m-a chemat și mi-a spus: doamnă, veți pleca pe 22. Și eu am spus: cum? Nici gând, vine Crăciunul, trebuie să stau cu copii, anul nou. Și atunci a făcut așa în sus și a spus: în 22 vă urcați în avion. Și s-a uitat din nou în tavan și a arătat în sus. Deci am înțeles că de undeva de sus se întâmpla ceva. Exista o verticală atunci. Da. Și ulterior am aflat că Elena Ceaușescu dăduse dispoziție să se oprească orice bursă în străinătate pentru români. Și acel funcționar a fost extraordinar de generos și, aș spune, de responsabil față de destinul unui intelectual, că m-a avertizat prin acel gest și mi-a forțat plecarea. Deci, în 22 vineri, aterizam la New York, m-a primit funcționarea de la AIREX, mi-a dat un cec, mi-a spus: luni vă duceți la bancă și încasați banii. Eu plecasem ca tot românul din România, cu buzunarele absolut goale, nu aveai voie nici măcar dacă îți găsea 5 cenți în pantofi, îți anula plecarea. Și am spus: nu-i nimic, până luni mă descurc, am atâția prieteni la New York. Și am început să sun la telefon, fără să realizez că era weekendul de Crăciun. Și n-am găsit pe nimeni. Deci, până luni, am băut 2 zile apă, fiind la Hotel Astoria, Waldorf Astoria, cel mai scump hotel din New York. Aveam doar apă minerală în bar, dar nu m-am atins de apă, pentru că știam că trebuie să o plătesc și poate că nu o să am cu ce. Și 2 zile am băut apă, plimbându-mă ușor amețită prin New York, spunându-mi că este o metaforă a condiției românului când pleacă în Occident.